Azi facem parfumuri de dat cadou. Cum dăm cadou un parfum, dacă dăm cadou un parfum. Vedem în următoarele. Haideți cu mine! Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi? În această zi de iarnă, că a venit iarna, suntem la început de decembrie. Acum când filmez și când o să-l postez, o să fie început bine de tot decembrie, așa cum de o săptămână, dacă nu mă înșel. Dacă mi-e planurile, așa cum le am eu în căpățâna asta. Astăzi ce m-am gândit să facem este să fac un soi de ghid. Nu, ghid e prea mult spus. Ce am încercat eu să fac aici a fost să vă dau câteva sugestii de parfumuri pe care eu le consider în anumite categorii, pentru că le-am organizat pe anumite categorii, bune de dat cadou. Dar, cu mențiunea, parfumul e o chestie extrem de personală și nu totdeauna se pupă ce credeți voi sau cu ce vă imaginați voi persoana respectivă că s-ar da, cu ce se dă ea de fapt. Asta e foarte, foarte ușor să dați greș cu un parfum dacă îl oferiți cadou. Din acest motiv, dacă nu știți foarte bine persoana respectivă, mai bine nu vă băgați. Dar, dacă e musai și sunteți absolut decisi că trebuie să-i dați un parfum, nu știu, mamei, cineva, o femeie, nașa, fina, cineva din familia voastră sau un bărbat, de ce nu, că o să aveți și pentru bărbați, dar mai la final, niște sugestii, eu zic că acest clip v-ar putea ajuta să vă faceți o idee, dar din nou, aplicați ce știți despre persoana respectivă. Dacă puteți să, nu știu, să cam știți ce folosește, măcar ce parfumuri are ea în arsenal sau are el în arsenal, acea persoană, cu ce se dă de zi cu zi. E foarte util să știți aceste informații ca să vă faceți o idee și să vă ghidați după asta, să luați ceva asemănător, poate, ca să nu dați greș. Pentru că dacă îi luați ceva cu care nu-i obișnuit, s-ar putea să nu-i placă. Din nou, e cu două tăișuri acest cumpărat de parfumuri pentru alte persoane, chiar și cunoscute. Dar, haideți să intrăm în pâine, nu o să zic foarte multe, nu stau acum să fac review, să fac recenzie la fiecare parfum în parte, pentru că le știți deja, le-am arătat în mai multe ocazii pe acest canal, doar că aici le sortez un pic și explic foarte puțin, pentru că dacă stăm aici să explic la fiecare în parte, stăm până mâine. Haideți să vedem, am catalogat așa, de buget, sub 30 de ani, adică 20-30 de ani, o să vă explic de ce, peste 30 de ani, pentru persoane care nu suportă prea mult parfumurile, există și o categorie specifică, și parfumuri de buget mai mare. Deci buget mai mic la început și apoi vedem și un buget mai mare. Hai să începem cu parfumuri de buget iubibile și care nu rup buzunarul. De ce zic iubibile? Pentru că cu acestea sunt mai mici șansele să dați greș și să nu nimeriți persoana, pentru că majoritatea iubesc aceste parfumuri, din câte am observat eu. Acum există și excepții, normal, există, v-am zis, gusturile diferă și e o chestie foarte personală. Dar am zis să le strâng pe cele mai friendly cu buzunarul, mai ok, cele care nu rup bugetul în două. Pentru că poate nu vreți de Crăciun să vă dați toți banii pe cadouri. Poate vreți să faceți un cadou frumos care să nu fie nici extra mega scump. Pentru că și acest lucru poate cumva deranja, în sensul că depinde cui dați cadou. Dacă exagerați și vă duceți peste o anumită sumă, mult peste ce ar fi confortabil pentru persoana respectivă, și atunci în sine cadoul nu o să fie... O să fie primit, dar cu o ușoară jenă și atunci nu e bine. Deci, dacă vreți de buget, următoarele sunt pentru voi. Avem aici Lacoste Parfum. Cum să nu-l introduc pe acesta în categoria de buget, iubibile și ieftine și bune? Că v-am mai vorbit despre el în clipul cu ieftine și bune, am avut două clipuri pe canal. Da, sunt și parfumuri ieftine și bune. Și dacă căutați suficient de mult, le găsiți. Este un parfum
bun și de semnătură, de toate anotimpurile. L-am folosit și vara, l-am folosit și primăvara, l-am folosit și toamna asta și sunt la nu știu câta sticlă, deci nu mai știu să număr câte sticle am avut din acesta și nu mă plictisesc de el. Și mie mi se pare că e iubibil de mai multă lume și accesibil ca preț. Acum nu știu exact să vă zic la cât îl găsiți pe acesta de 90. Puteți să luați și unul de 50. Nu trebuie să exagerați să luați o sticlă de 90, unul de 50 e super accesibil ca preț. Nu prea vă dați seama de note, este o blenduire, o amestecare acolo de note de la care nu-ți dai seama, nu strălucește o anumită notă, să zici da, da, are, eu știu, are smuchină, are narcisă, are eu mai știu ce. Are mai multe flori acesta, asta poți să simți și e, e un floral, dar with a twist, cu ceva, o notă mai grea, o ambră ușor pe acolo, ceva, o mirodenie ușor, ușor de tot, dar totul foarte bine făcut și elegant. Asta mi-o imaginez când miros acest parfum, o femeie elegantă. Deci asta ar fi primul selectat. Hai să vedem al doilea. Nu este nicio surpriză pentru voi că vorbesc de Elizabeth Arden White Tea. Parfumul meu de primăvară, dar merge tot așa. Merge ca semnătură, merge în toate anotimpurile, este super extra iubibil. Performanța lui este foarte bună pentru prețul lui. Mirosul este din nou foarte bun. Dacă vă place mirosul de flori de tei cu ceva citric, ceva ușor dulceag, din nou, v-am mai zis, cred că vă plictisesc cuvântul feminin, dar te duce cu gândul acolo la feminitate. Nu e atât de elegant ca la Cos Parfum, dar este foarte, foarte plăcut de cam oricine care îl miroase. Asta e important. Aici sunt mai mult cele iubibile de, nu știu, 90% din oameni, să zicem, că 10% nu suportă acest parfum. Este și fresh, este și ușor de tot săpunos, dar nu e. E dulceața aia florilor care reiese în acest parfum și mai ales florile alea de tei. Mireasma aia de tei pe care o simți peste tot. Și cu ceva, ceva citric pe acolo, o bergamotă, o lămâiță, un pic parcă de caprifoi cu o dulceață specifică și este foarte, foarte plăcut acest, mai ales primăvara, e my go-to in the springtime, în primăvară. Alt parfum care mi se pare potrivit pentru oricine care vrea să miroasă diafan, dar și fresh, parfum bun de zi cu zi, de dus la birou, vrea să miroasă și un pic moscat, un pic moscat floral fresh, pe acolo este categoria pentru acest parfum. Vorbim de Cartier Carat. Această sticlă este superbă, deci așa se prezintă. Vă spun că acesta este foarte plăcut mai pentru toată lumea care l-a mirosit. Cel puțin, nu știu, nu am avut reacții negative de la nimeni cu acest parfum. Din contră, este unul din parfumurile alea mult, mult iubite. Și v-am zis, avem un mosc, mosc floral, fresh, curat, dar în același timp nu te duce cu gândul la, nu știu, pe mine nu mă duce cel puțin cu gândul la săpun, la gel de duș atât de mult cum te duc cele fresh, moscate. Este mai pe partea florală, deci eu îl consider mai bun de primăvară, dar consider că și acesta merge cam tot anul la activități de birou mai mult, aș zice eu, sau de zi cu zi. Poate să fie un bun parfum semnătură pentru cineva și nu rupe bugetul în două, din nou, este foarte accesibil. Ultima descoperire a mea a fost tot un moscat floral, dar un moscat specific, un mosc curat alb specific pe care le întâlniți și la un alt parfum mult mai scump, care depășește un pic, nu e mult mai scump, dar depășește un pic bugetul, ce considerăm noi a fi ieftin și bun, adică undeva până în 150 de lei sticla, și acesta este pe acolo, pe la 100 de lei l-am găsit eu.
vorbim de L'Envin Rumeur și acesta este un... Da, așa se deschide. Nu, capacul nu este strălucit, nu ține bine pe sticlă, asta vă zic din start. Dar sticla arată bine și miroase și mai bine. Și acesta mi se pare potrivit de zi cu zi activități de birou sau de ieși la o plimbare. Îl consider bun și pentru primăvară și pentru toamnă, nu știu dacă și pentru iarnă neapărat, dar s-ar putea duce și acolo, deși acesta mie mi se pare că ar fi un parfum bun pentru acel parfum semnătură pe care îl folosiți foarte des și lumea vă asociază cu el. Nici nu e sub nicio formă deranjant. Nu găsesc oameni care să-l deteste, adică cel puțin eu n-am găsit, sunt sigură că există, dar mie mi se pare mai safe să dai așa ceva decât, eu mai știu ce, nu știu, ce parfum care se duce spre o notă mai ciudată, doar dacă știi sigur că persoana respectivă apreciază nota aceea și felul în care e făcută acea notă în parfumul respectiv, atunci da. Și dacă ți-a vorbit mai ales de parfumul ăla, da, atunci clar, te duci la fix și știi ce să iei. Dar așa dacă nu știți gusturile, doar așa în general, știți ce persoană e, cum se îmbracă și acolo vă puteți da seama de unele lucruri, poate o să aveți succes cu Rumeur de la L'Envin. Cam astea ar fi cele care nu rup bugetul în două. Și avem la fiecare câte 4, dacă nu mă înșel, dacă am mai adăugat unul sau de la mine, fie. Hai să trecem la următoarea categorie. Următoarea categorie, da, este o categorie de vârstă, sub 30 de ani. M-am gândit între 20 și 30 de ani. Bine, poate să fie 18-30 de ani, de exemplu, da? Deci nu vorbim chiar de fete de liceu sau mai mici de atât. Nu știu dacă fetele... Da, există și parfumuri pentru fete din care sunt în generală, de exemplu, școala generală, dar nu vreau să vorbesc de persoane 18 până la 30 de ani. De ce? Nu că fac acum discriminări, că vai, că parfumul ăsta e numai pentru persoane sub 30 de ani, că vai, că poți să-l porți oricând, poți să-l porți și dacă ai 80 de ani, dacă tu ai chef, poartă ce vrei tu. Numai că noi asociem cumva parfumul cu o anumită persoană pe care o avem noi în gând când mirosim acel parfum. Și așa fac și eu. Nu o fac cu bună știință, adică pur și simplu îmi vine în cap o persoană, mi-o imaginez cum se îmbracă, ce maniere are, unde se duce, cu ce ocazie. Și atunci automat asociez și cu vârsta un pic, cu maturitatea unei persoane de a duce parfumul respectiv mai departe sau, nu știu, de exemplu, nu poți când ai un parfum care ți inspiră, nu mai știu, perle, blănuri și duci la operă, să-ți imaginezi, eu știu, o puștoaică de liceu. Pentru că nu prea merge, da? Nu se pupă. Ei, aici vorbim de acele persoane de 18-30 de ani. Eu consider că aceste parfumuri ar fi foarte ok pentru acele persoane, adică eu cred că le-ar iubi. Începem cu Shalima Suflet de Parfum, care este vanilia mea super veselă cu note citrice, cu ceva bergamotă. Este de la Guerlain, normal că îmi place. Miroase a, după mine, miroase a îmbrățișări, a fată tânără, o mamă tânără poate, sau o fată foarte tânără, undeva la 20, nu știu, 22 de ani, eu zic că ar putea purta acest parfum, nu l-ar duce greu, în niciun caz, nu i-ar fi greu să-l poarte după mine, pentru că are baza aceea de vanilie, dar este și fresh în același timp, e și vesel, este așa exuberant, parcă te face așa un pic să chicotești, parcă la vârsta aia te gândești mai mult la, nu știu, la partea asta mai veselă, distracție, adică nu te gândești, nu e viața atât de în serios. Și asta, la asta mă gândesc când miros Shalima Suflet de Parfum. Mie miroase și un pic ca bombonele mici și colorate, da, din acelea, care sunt un pic așa pudrate, înțelegeți ce vreau să zic? Deci e o vanilie pudrată cu ceva bergamotă, lămâie pe acolo, în zona citrică.
Bun, aceasta este vanilia mea tinerească, să zic așa. Dacă persoana respectivă dorește ceva mai pe partea dulce, mai pe partea cozy, mai pe partea vanilie gurmandă cu ceva cocos, dar în același timp nu atât de... nu e chiar juvenil, să zic așa, nu este adolescentin acest parfum, chiar dacă arată așa, vorbim de Ariana Grande Cloud. Mie nu mi se pare că se duce chiar acolo la puștoaice de liceu, cu toate că și puștoaicele de liceu cred că ar putea purta acest parfum fără probleme, dar cumva îl duc mai peste 18-20 încolo, până în 30 de ani, eu zic că s-ar purta acest parfum fără probleme și peste 30 de ani, eu îl port, am peste 35 acum, în curând o să am peste 35 și îl port fără probleme. Nu văd de ce nu. Da, într-adevăr, sticla este, te duce cuvântul la cineva mai tânăr. Puteți acum găsi, cred că în magazine, cred că se găsește și la noi, că e de ceva timp lansat, și noul Ariana Grande Intens, care are o sticlă albă, deci nu e așa transparentă, are tot norul acela de plastic, într-adevăr, acolo te poți duce cu gândul la ambalaj că nu e chiar pentru o persoană de 40 de ani. Dar mirosul în sine nu e chiar atât de imatur cum am văzut, cum am simțit, de fapt, în alte parfumuri. Aceasta este o vanilie cu ceva frișcă, cu ceva cocos, foarte cozy, cum zic eu, de culcușițu păturică, dar și de purtat de zi cu zi. Dacă vrei să miroși un pic dulce, un pic yummy, un pic gurmand, dar și liniștit în același timp și să ai în jurul tău un nor așa, să stai ca pe un nor. Și eu zic că pentru o femeie de până în 30 de ani e ok, după părerea mea. Dar din nou, la acesta trebuie să știți dacă persoana respectivă preferă partea dulceagă a parfumeriei, adică se dă cu parfumuri ceva mai dulci sau mai gurmande. De exemplu, cred că ar fi pe placul ei acest Cloud. Dacă vorbim tot de parfumuri fructate, parfumuri, da, ușor gurmande, dacă te gândești că cireașa aceea este ușor mâncabilă, dar și elegantă, în acest parfum, pentru că este unul de la Guerlain, cum să nu îl includ pe L'Appetit Robe Noir? L'Appetit Robe Noir fără nimic altceva. Primul a apărut, EDP-ul, care după mine miroase a cireșe cu un ușor lemn dulce, un ușor iz paciulos, dar și pudrat și migdalat, așa, pentru că cireașa în tandem cu migdala face minuni. Deci pentru cineva care este în categoria de vârstă, va zic 20-30 de ani, nu știu, pentru o ocazie specială, poate se duce la o petrecere, poartă o roche de cocktail, ceva mai scurt, ceva mai tine, nu poartă nimic de gală, nu pot să zic că se duce în partea aceea de gală. Eu zic că L'Appetit Robe Noir, mai ales pentru perioada rece, ar fi potrivit. Deci și acesta merge de Crăciun. Nu este un ghid cum să iei parfumuri cuiva de Crăciun, dar pentru că acum e febra cumpărăturilor și toată lumea caută un cadou, pentru că în perioada Crăciunului se dau cele mai multe cadouri, se potrivește foarte bine acesta pentru sezonul în care suntem, care vom fi, o iarnă. S-ar potrivi foarte bine dacă l-ați da cadou de Crăciun pentru cineva care se potrivește, cum am zis eu, categoriei specificate și poate iubește cireașa în parfumuri sau, eu știu, un parfum fructat, dulceag, dar nu doar atât. Vorbim aici de casa mea preferată, casa Guerlain, care nu face nimic așa, cum zic eu, în dorul Lelii. Nici chiar acest parfum care de mulți iubitori Guerlain nu este chiar cel mai apreciat, pentru că cireașa poate să împartă lumea în două. Unii zic că cireașa este mult prea sintetică în orice parfum, nu reușește nimeni să facă cireașa aia pe care și-o doresc ei, alții apreciază cireașa. Aici vorbim de o cireașă cu un iz de lemn dulce. Lemnul acela dulce o face ceva ușor mai matur, adică nu e chiar
sirop de cireșe, nu e chiar atât de dulce, nu se duce în partea aia, nu o să leșinați de la el, este dulce într-adevăr, dar nu e leșinător, după părerea mea. La Petit Rom Noir de la Guerlain. Și pentru o femeie tânără, adică între 20-30 de ani, considerat young adult sau cum se numește, cred că young adult, după 30 de ani nu mai e young adult, e adult. Adultă în toată regula, dar pentru un tânăr, o tânără adultă, să zic așa, care se duce la birou, are primul ei job de la 22 de ani, dacă terminați facultatea și vă angajați după facultate, de exemplu, aveți primul vostru job, da? Și cu ce vă duceți la job? Cu ce vă dați ca să nu, nu știu, să nu deranjați atât de mult, dar să mirosiți în continuare bine, bine și curat și minunat, dar să nu întoarceți niciun nas pe dos. Aici vorbim de un mosc cu un trandafir roz. Un trandafir roz atât de fresh, atât de, nu știu, tânăr, revigorant, că mă gândesc că ar fi potrivit acest parfum pentru o persoană foarte tânără, cu, nu știu, cu rozul acela în obraz, dar un roz al tinereții, al vivacității în persoane respective. Hai că încep să folosesc cuvinte mari. Vorbim aici de Narciso for Her, care este fix acel mosc ultra mega curat, mosc alb, ultra mega curat și feminin, dar și cu acel trandafir, v-am zis, roz, cu ceva parcă dewy așa pe el, parcă picături de rouă văd așa pe el dimineața, când aerul e un pic crisp așa, un pic, nu știu, când aerul e curat, când tocmai a început ziua, când toată natura se trezește la viață, cam așa, nu știu, mă gândesc că acest parfum ar fi bun pe o tânără care se duce la birou sau de zi cu zi, nu știu, își face ea treburile, pe unde s-o duce în drumurile ei sau acasă. Mie mi se pare că acest parfum miroase foarte bine, vorbim de Narciso Rodriguez for Her EDP. Mai este și varianta în sticlă neagră EDT-ul, o de toaletă, adică miroase ușor diferit. Și acela ar fi potrivit, dar acum depinde de ce considerați voi. Acela are un miros un pic mai intens, un pic îți atrage mai mult atenția cel negru, dar e posibil ca acesta să fie pe placul mai multor persoane. De asta l-am inclus pe el și pe cel negru nu l-am încă în sticlă, dar sticlă mare o să-l am și pe acela în 30 de ml, chiar vreau să-l am în colecție. Următoarea categorie este peste 30 de ani. 30 de ani și până la infinit. Cât se poate, cât ne lasă Dumnezeu să trăim pe acest pământ, de ce să nu ne parfumăm? Și un parfum care mie mi se pare adevărat bine, acesta putea să fie și la sub 30 de ani, după părerea mea. Dar hai să lăsăm la 30 plus, se încadrează foarte bine și pentru iubitoarele de parfumuri cu violetă pudrată, haideți că o să știți ce vreau să zic aici, normal că vă vorbesc despre Insolence de la Guerlain. Mai are sens să vă zic mai multe, cine a urmărit acest canal știe foarte bine despre ce vorbesc, pentru că v-am mai vorbit de 1000 de ori și v-am împuiat capul. Acesta este parfumul meu preferat de la Guerlain. Mă duce cu gândul, nu știu, la o femeie deja care și-a ales drumul în viață, are o familie, este la început, are și niște copii, dar vrea să miroasă bine, e genul de parfum semnătură, clar. Clar l-aș folosi ca parfum semnătură. Dacă iubiți genul acesta de parfumuri florale, foarte florale și foarte pudrate. Deci este o violetă care poate să deranjeze. Deci nu pot să zic că e 100% garantat succesul cu Insolence. Nu, din contră. Dar dacă nimeriți persoana potrivită și aveți un feeling că persoana respectivă iubește genul acesta de parfumuri care se duc spre sfera, nu știu, parfumurilor care miros a make-up, a farduri, genul acela de parfumuri, eu cred că ați avea succes cu Insolence de la Guerlain. Dar dacă știți că nu iubește pudratele și niciun caz violeta în parfumuri, nu știu dacă este parfumul potrivit, pentru că acesta este foarte puternic în violetă. Persistența este bună spre monstruoasă și el nu rupe chiar atât de mult bugetul. E un Guerlain, dar nu rupe bugetul.
Nu știu dacă îl mai găsiți în sticla asta, cred că a apărut acum sticla nouă, care este frumușică pentru că e sticla de L'Or Bleu. Nu-mi place acea etichetă, dar asta este. Sticla în sine, ca formă, este reușită. Mi-a plăcut și sticla bei, sticla aceasta cu albinuță, dar nu cred că îl mai găsiți în sticla asta. Dacă vreți ceva mai light, puteți lua varianta EDT, eau de toilet, care este ceva mai fructată. Aceea mi se pare potrivită și pentru 20-30 de ani, varianta EDT. Are un roz mai deschis ca lichid din sticlă, mă refer, acesta este un mov așa. Și tot așa, cred că găsiți acum în sticlă nouă, nu în această sticlă pe care vă arăt eu acum. Nu am încă sticla nouă, dar o să o am, pentru că am în toate sticlele posibile, am toate backup-urile posibile la el, deci ce să mai. Nu pot să trăiesc fără el, îl las aici că v-am băiat deja destul de mult capul. Următorul parfum este pentru fix persoana aceea de care vă povesteam mai devreme, cu perle la gât, care, nu știu, se duce la evenimente, la operă, la serate, la, nu știu, tot felul de cocktailuri, petreceri, dar petreceri din acelea mai sofisticate un pic. Sau pur și simplu lucrează la birou undeva, dar are un rol mai, nu știu, mai important poate în firmă. Mie mi se pare că acesta este definiția acelei femei elegante și cu perle la gât. Deci nu știu de ce văd perle, când asociez acest parfum, văd pe cineva purtând perle. Și clar trebuie să fie de o maturitate anume. Acesta este Cartier La Panthère. Pantera lui Cartier vine în această sticlă, care este, după părerea mea, una foarte reușită cu pantera. Nu se vede bine pe cameră, dar de fapt ea e o panteră aici în interior. Și miroase mai matur, e mai pe partea matură. Merge foarte bine la persoanele peste 30-35 de ani, dar persoana respectivă trebuie să aibă un stil de a se îmbrăca, poate ușor peste tricou și blugi. Da? Nu știu dacă văd la tricou și blugi. Și eu când mă parfumez cu acest parfum, nu prea pot să pun blugi pe mine și tricou, nu știu, nu prea merge, cu toate că eu în asta mă îmbrac zilnic. Dar nu prea merge. Acesta nu știu să zic dacă ar fi bun pentru un parfum semnătură, doar dacă persoana respectivă se îmbracă în fiecare zi foarte, foarte mega aranjat și nu e pe stilul acela casual în niciun caz. Acesta poate să te ducă cu gândul și la o femeie mai matură, pentru că este în categoria Chypre și are acel oak moss, acel mușchi de copac, care cumva era folosit mai mult în alte timpuri, nu e atât de modern, dar mie mi se pare strălucit făcut în acest parfum. Și pentru cine iubește și a mai mirosit și poartă parfumul Chypre, eu cred că acesta nu ar trebui să lipsească, după părerea mea. Trebuie să fie acolo, mai ales dacă te încadrezi ca vârstă și ca stil. Mai mult ca stil de viață, nu neapărat ca vârstă, dar nu știu dacă îl văd pe acesta pe o puștaică de 18 ani, pe Cartier La Panthère. Nu prea. Dar de asta l-am și inclus în această categorie, normal. Hai să trecem mai departe la următorul parfum, care este un parfum tot Chypre cu acel lichen, acel mușchi de copac, mușchi de stejar, cum se traduce, lichen, hai zicem lichen, mie îmi vine de multe ori să zic oak moss, dar hai să fiu pe înțelesul tuturor când zic nota aceea de lichen. Vorbim aici de Nomad de la Chloé. Despre acesta vorbim când vorbim despre celălalt Chypre din categoria peste 30 de ani. Mie mi se pare că s-ar potrivi mai bine unei persoane de peste 30 de ani. Necesită o oarecare maturitate să-l porți, dar cumva mă duce cu gândul și la acea perioadă Flower Power din anii 70. Adică cineva care poate a trăit acea perioadă, cred că ar aprecia mai bine acest parfum. Nu zic nu, că eu n-am trăit perioada anilor 70, nu eram născută în anii 70 și iubesc acest parfum. Dar asta ziceam că merge bine categoriei 30+. Acesta este tot un Chypre, dar mult mai fructat, mai lemnos, mai dulce.
Are o notă foarte interesantă de corcodușe, pe care eu nu am mai, n-am mai simțit-o în alt parfum, n-am mai întâlnit-o. Dar are și alte note fructate, are, știu că, o piersică, are și note, multe note florale, trandafir, iasomie, frezie, știu că are frezie și din nou este un parfum care mie îmi place, pentru că cele care conțin frezie, mai era unul, acum mi-am amintit, pe care l-am menționat mai devreme, Lacoste Parfum, și acesta are frezie și de asta îmi place, deci sunt niște chestii comune. Iubitoarelor de frezie le recomand să miroasă acel parfum și acesta, mai ales dacă preferați și parfumurile de categoria Chypre. Mai există flancări la el, din câte am mirosit că l-am și pe acela, Chloe Absolue, este mai intens, dar nu mai este la fel de, nu știu, parcă nu mai consider pe acela atât de șipră, adică parcă nu mai simt acel lichen, acel mușchi atât de bine, parcă nu mai simt nici nota fructată, nu mai simt vivacitatea din el, e ceva mai, chiar mai matur Chloe Nomad, mie mi se pare, dar nu, pe mine, cel puțin, nu proiectează la fel de bine ca Chloe Simplu. Și de asta îl recomand pe Chloe Simplu, dar și Nomadul merită testat. Acesta vine, știu sigur că am văzut la cineva că a luat un set foarte frumos. Bine, era sticlă mare, nu cum am eu sticla mică de, cred că este de 30 ce am eu aici. Era sticlă mare de 100, venea la pachet cu, deci într-un set frumos aranjat cu loțiune de corp și încă ceva, tot de la Chloe Nomad, dar nu mai știu exact ce. Se găsesc aceste seturi și eu zic că sunt potrivite pentru, nu știu, pentru a da cadou unei femei din viața voastră care se potrivește cu descrierea mea și se potrivească gusturilor ei acest tip de parfum. Chypre e un parfum, genul ăsta de parfum e unic și nu e chiar pe placul tuturor, de asta vă zic să aveți grijă cui oferiți acest tip de parfum. Cred că totuși Chloe Nomad ar fi mai iubibil, așa, mai pe placul mai multor genuri de persoană, chiar dacă nu este super ahtiată după parfumurile de tipul Chypre. Următorul parfum, tot din categoria plus 30, este acest parfum care mie mi inspiră foarte multă eleganță și nu poate să fie purtat. La fel ca, na, Cartier La Panthère, nu poate să fie purtat decât la o ocazie mai specială. Femeia respectivă să fie îmbrăcată într-un anumit fel. Nu știu, chiar nu văd la blugi și la tricou alb. Nu e genul acela de parfum. Vorbim aici de Bottega Veneta, de la Bottega Veneta. Miros de pielărie fină. Pentru cineva care iubește acest tip de miros. Este specific. Deci nu știu dacă aveți succes cu cineva care iubește, nu știu, floricele pe câmpii, deci florale foarte dulci. Nu, acesta nu este pentru persoanele respective, dar pentru persoanele care vor să miroasă altfel și cărora le place pielăria aceea fină și mirosul de pielărie, este pentru acele persoane, clar. La categoria de preț nu este nici rău de tot, adică nu va sparge pușculița în două. Eu zic că undeva pe la un 250-300 de lei. Nu rupe bugetul în două, dar nici nu este din categoria ieftin și bun. Eu zic că fiecare are limita ei pe ce parfumul poate să dea cadou. Unii se duc mai sus, v-am zis, dacă vă duceți prea sus, e posibil să faceți persoana respectivă să se simtă într-un anumit fel, deci aveți mare, mare grijă, dar cu acesta nu cred că o să faceți asta, pentru că e chiar la mijloc și dacă nimeriți persoana și gustul ei, să-i placă pielăria fină, eu zic că este un must have. Ultimul parfum, da, am 5 aici la peste 30 de ani. Ultimul parfum este clar, deci cum l-am mirosit, cum m-a dus la, cu gândul la o persoană care are clar o idee de ce vrea să facă în viață, a ajuns undeva și știe ce vrea, da, e genul ăla de clișeu, dar știe ce vrea, o femeie care știe ce vrea, da. Dar, într-adevăr, după 30 de ani,
poți să zici că, na, cam știi ce cauți măcar. Vorbim aici de jur, jur de Hermes, de la Casa Hermes. Aici vorbim de un floral alb săpunos, dar nu numai, nu e un săpunel și atât, nu e un gel de duș like în niciun caz, e un floral alb super elegant. L-aș vedea și pe o mireasă, dar tot așa o mireasă de peste 30 de ani. Am ceva azi cu vârsta. O să mă certați că parfumul n-are vârstă, dar v-am zis, când alegeți un cadou, trebuie să vă gândiți și la astfel de aspecte și dacă este potrivit persoanei respective. Dacă, de exemplu, are peste 30 de ani, dar ea se dă numai cu, nu știu, parfumul gen Britney Spears, nu e nimic rău în asta, dar consideră că numai parfumurile astea fructate, dulci, mega ușurele, sunt pe placul ei, doar nu-i luați, nu o să-i luați acum jur de Hermes, care n-are nicio treabă, în sensul că este pe partea elegantă, tot așa o văd o doamnă cu perle la gât aproape, care este foarte aranjată, cu pălărie pe cap, totul asortat de piese și așa mai departe. Deci, nu știu, clar văd genul acela de persoană, asta este percepția mea despre acest parfum. Jur de Hermes de la Hermes. Hai să trecem mai departe, că mai avem. Și trecem la următoarea categorie, persoanele care nu suportă parfumurile. Nu neapărat, nu că nu suportă parfumurile. Sunt genul de persoană care, nu, e prea dulce pentru mine, e prea floral, e prea nu știu cum. Ele vor să miroasă bine, curat, cât mai... Să nu se simtă așa ca au parfumele. Înțelegeți ce vreau să zic? Să se simtă ca și când au hainele curate, spălate și ele în sine miros așa. Așa miroase pielea lor cumva. Nu știu. Unele persoane asta vor mai inofensive, mai puțin in your face parfumurile astea. Și hai să trecem la ele direct. Vorbim de Casa Clean. Clean Cool Cotton. Mie mi se pare potrivit pentru acele persoane care ori lucrează în domeniul, v-am mai zis, lucrează în domeniul sănătății, lucrează în spital sau lucrează în, chiar și în învățământ. Lucrează într-un domeniu în care nu poți să miroși a ceva anume, a flori, a trandafiri foarte, foarte sexy, voluptos, așa și foarte, nu știu, poate nu-ți permiți în categoria ta de muncă să miroși așa sau nu vrei să miroși așa. Pur și simplu tu nu vrei să miroși nici a florale, a trandafiri, să zicem, nici a chestii gurmande dulci, nu suporți nici cele mai lemnoase, tu vrei pur și simplu să miroși fresh. Și acesta este unul dintre cele mai bune pentru destinația respectivă, adică să miroși a haine proaspăt spălate, dar spălate cu un balsam ceva de calitate și pur și simplu ca și când ai fi ieșit din duș și nu te-ai dat cu niciun parfum, nu te-ai strofăcat prea tare să-ți alegi parfumul, acesta este acel parfum și eu îl folosesc atunci în momentele în care pur și simplu n-am chef de niciun alt parfum și azi nu vreau să-mi bat capul și vreau să aleg un parfum care știu că miroase bine și care nu o să, v-am zis, nu o să întoarcă nasurile pe dos. Acesta este unul din ele. Altul ar fi clasicul deja, Elizabeth Arden Green Tea. Acesta mai mult pentru vară, pentru că nu are o persistență superbă, nu, n-are, are 3-4 ore maxim pe mine duce. Hai să zicem că a dus odată 5, dar nu știu cum. A fost o minune. Green Tea-ul de la Elizabeth Arden se știe că nu persistă, dar asta nu înseamnă că nu miroase ok. Nu miroase foarte, foarte bine, mai ales pentru persoanele, descrise de mine mai devreme. Acesta este un zen scent, un liniștitor, un ceai verde cu ceva lămâie, cu ceva citric, care liniștește, duce într-o stare de zen. Vara stai greața, e genul acela de parfum pe care îl folosesc vara pe caniculă și știu că nu o să mă leșine, știu că n-am treabă cu el. Bine, știu că nici nu o să mă țină prea mult, dar asta este, mi-asum. Și pentru persoanele alea, de le-am descris mai devreme, care nu suportă parfumul, adică nu suportă să aibă un anumit scent, un anumit parfum pe ele,
o anumită notă, nu se duc spre ciudățenii. Acesta este unul din ele. Și mai am aici două de la Aqualegoria, de la Guerlain. Vorbim de tea azura și limon verde. Nu am întâlnit nicio persoană care să zică, de exemplu, de limon verde că este deranjant, că e, da, dar cum poți să te dai cu așa ceva? Nu, e foarte plăcut, ambele sunt foarte plăcute, mai ales vara. Sunt ape parfumate mai mult. Nu pot să zic că au o persistență wow, sunt ceva mai persistente decât Elizabeth Arden Green Tea. Mai ales tea azura pe mine persistă mai mult. Limon verde un pic mai mult, dar nu foarte mult. Dar sunt mirosuri naturale și nedaranjante pentru persoanele care nu vor să miroasă a neapărat a parfum din acela foarte greu. Cam asta a fost pentru acele persoane, n-am avut decât 4. Din cele 4, cel mai persistent ar fi, după mine, Cool Cotton de la Clean. Dacă doriți să fie One Step Up, tot de la Clean avem Warm Cotton, dar acela este puternic. Îți cam întoarce nasul și miroase rău de tot, dar rău de tot a detergent. Dar mai sunt persoane care doresc să miroase a detergent. Ca și când și-au pus tone, chile de detergent sau de balsam în mașina de spălat și tocmai și-au luat bluza pe ele, pe persoanele respective, tocmai și-au îmbrăcat bluza respectivă luată din mașina de spălat și este îmbibată în tone de balsam, bine, a fost uscată și așa mai departe, dar încă miroase a balsam. Deci pentru persoanele alea, da, warm cotton, dar nu e chiar, nu o să fie chiar pe placul tuturor, trebuie să vă placă bine de tot acea notă. Și am ajuns la parfumurile care depășesc un anumit buget, pentru un buget mai măricel. Mai măricel însemnând peste 400 de lei, peste 500, peste 600, depinde acum cât doriți să cheltuiți. Aici intrăm într-o categorie, v-am zis, destul de tricky, în sensul că dacă dați un cadou de 900 de lei, un parfum de 900 de lei, considerat, cel puțin aici, cred că e considerat mult, adică e o sumă mare, și atunci să avem grijă a cui dăm și să nu facem persoana respectivă să se simtă, nu știu, prost că primește un parfum atât de scump sau un cadou atât de scump, da? Acum, nu știu, depinde, există persoane care n-au nicio problemă să primească cadouri și de 1000, 2000 de lei, 3000 de lei, eu mai știu cât. Dar trebuie să știți că persoana respectivă n-are nicio problemă cu asta. Vorbim aici de casa Dior, Christian Dior, vorbim de gama lor de lux, gama lor exclusivă, Toba Color. Toba Colorul, v-am mai povestit despre el, este acel parfum cu tutun, tabac, dar un tabac foarte fin, cu miere, clasica combinație, în stilul Dior, adică foarte fin lucrat. Bine, eu am aici o sticlă de 40 de mililitri, recomand pentru a da cadou cuiva, ca să nu rupeți de tot bugetul, e undeva pe la 400 și ceva de lei aceasta de 40 de mililitri și mie mi se pare potrivită pentru cadou. Altfel ați luat butelca mare de 120, dar acolo nici nu știți dacă îi place parfumul și depășiți suma aceea de confort și intrați în altceva. Dar dacă doriți, puteți să faceți și asta. El vine așa în cutia asta și dacă alegeți să vă împacheteze persoana respectivă care este în magazin, vă poate împacheta în ambalaj de cadou. Vine într-o cutie cam așa, foarte frumoasă și aranjată și tot, ca a mea nu mai aranjată. Înăuntru aveți aici pernuțe pe care stă parfumul, o pernă foarte pompos, dar ce pot să zic, face impresie atunci când dai un cadou, un asemenea cadou, vine și în punga lui de la Dior, deci nu mai trebuie să faceți nimic decât să o rugați pe persoana respectivă să-l ambaleze cadou și v-a rezolvat pentru cadoul respectiv. Hai să vedem, altă casă ar fi casa Jo Malone, care este o nișă mai accesibilă totuși, cu niște prețuri la care nu te simți chiar, nu știu cum, că le dai sau că le primești. Variază între, nu știu, dacă luați de 30 de mililitri, puteți să o luați și la 200 și ceva de lei o sticlă.
Dacă luați la 50, undeva pe la 400, din câte mi-am amintesc, 4-500. Dacă luați la 100 de mililitri, undeva pe la, nu știu, 6-700, pe acolo se duce o sticlă. Aici am două parfumuri de la ei, vorbim de Mire în Tonka la 50. Așa arată sticla mie, mi se pare și aceasta foarte drăguță de la cadou. Și Velvet Rose and Oud la 100. Ambele sunt din categoria aceea care miros mai puternic. Vorbim de colonie intens. Mai au o categorie de sticle, ca zic așa, mai transparente. Acelea miros mai puțin, au o persistență mai la nivelul pielii. Nu toată lumea le apreciază pe acelea pentru că spun că pentru cât costă ele nu persistă pe piele. Pe pielea mea persistă, așa că depinde foarte mult de persoană. S-ar putea să dați persoane respective și să zică, wow, cât ține acest parfum, sau să vă zică, că nu ține. Bine, asta dacă puteți da acest feedback celui care v-a făcut cadou. Mire în Tonka este un parfum unisex, ambele sunt unisex, dar acesta mi se pare că înclină fix la limită, la mijloc. Pentru mine înclină un pic mai masculin. Mă refer cu gândul la persoanele care nu s-ar da în vecii vecilor amin. Femeile, mă refer, femeile care nu s-ar da cu niciun parfum oarecum bărbătesc care să se ducă în zona aia. Și pentru acele femei nu știu dacă Mire în Tonka e cea mai bună soluție, dar pentru acele femei poate Velvet Rose and Oud ar fi o soluție, mai ales dacă știți că îi place nota de trandafir, un trandafir cărnos, un trandafir catifelat. Și cu nota de oud. Aici este tricky pentru că nu toată lumea apreciază nota de oud. Dar este un ud diferit decât clasicul arabesc sau udul acela foarte ascuțit. Nu face Jo Malone așa ceva. Jo Malone îl rotunjește frumos, îl face purtabil. Ambele sunt bune de dat cadou, dar pentru persoanele indicate. Adică dacă vreți un miros unic, ușor mai rece, cu miros de mir, de tămâie, de rășini, și ca o mentă așa pe piele, eu asta simt, zici că are mentă, zici că te răcorește, dar te ține ușor la distanță, deci nu e genul acela de parfum care să fie, nu știu, călduros, să te invite așa la te apropia de persoana respectivă. Mie mi se pare că acesta te ține ușor la distanță, dar mie mi se pare foarte bun pentru anumite ocazii și de câte ori mă dau cu el îmi zic miros bine. Dacă eu îmi zic sigur miros bine și zic și continuu mă miros toată ziua, asta pentru mine înseamnă că e un parfum bun, un parfum care mie mi se potrivește și nu uit că l-am purtat sau nu uit că mi-am dat de dimineață, nu, acesta nu mă lasă să uit. Pe mine persistă foarte bine Mire în Tonka, la fel și Jo Malone Velvet Rose and Oud, dar este mai mult de o iarnă în care, nu știu, te duci la o ocazie mai specială, te îmbraci mai elegant, mai bine. Din nou, nu știu dacă l-aș vedea, m-a zis, de zi cu zi acesta. Velvet Rose and Oud nu mi se pare a fi un miros de zi cu zi, dar pentru iubitoarele de trandafir cu oud, în stilul Jo Malone, stilul mai natural, mai fin, mai bine blenduit, mai bine lucrat, acesta este pentru voi. Din categoria de designer, dar ceva mai scump, avem un Dior. Știți, casa Dior nu are prețuri prea prietenoase cu buzunarul. Nu mă refer aici la gama cea mai scumpă a lor, Christian Dior, cum e Toba Colorul. Vorbim aici de un parfum totuși accesibil, dar tot depășește un anumit buget. Vorbim aici de Dior Addict. Eu am o sticlă de 30 de mililitri, mie mi se pare că și aceasta ar fi super indicată pentru un cadou sau una de 50 de mililitri, din nou, dacă vă duceți la 100 de mililitri plătiți și mai mult și mie mi se pare că e cam mult. Dar acum fiecare dă ce dorește, cum consideră. Eu zic că aceasta ar fi potrivită și mie mi se pare mult mai frumușică sticla de 30 de mililitri. Este un parfum cu o vanilie fină și scorțișoară. Mie miroase a mucenici. A mucenici cu scorțișoară. Fix acolo mă duce cu gândul de câte ori îl miros. Persistența lui e bună. Are un ambalaj premium, ce pot să zic, e Dior.
Și toată lumea știe când primește un Dior. Cam știe, cam puteți impresiona dacă asta doriți să faceți, să impresionați. Și un Dior este acolo, și un Chanel poate să fie acolo din nou la categoria un buget nelimitat, să zicem. Și un Chanel ar fi mereu, nu știu, un cadou reușit, adică cine n-ar dori să primească un Chanel. Dar din nou, depinde ce Chanel alegeți pentru persoana respectivă, pentru că nu toată lumea, nu știu, ar putea să poarte, de exemplu, un Chanel No. 5. Nu orice categorie de vârstă, de exemplu, după mine, trebuie să citiți persoana respectivă din nou. Nu dați cuiva total necunoscut un Chanel 5. Nu cred că vreți să vă asumați riscul ăsta. Un alt parfum de la o casă, dragă mie, vorbim de nișane și aici vorbim de Oolong Cha. Oolong Cha este un parfum iubibil, de asta l-am ales. Este iubibil, plăcut de mai toată lumea, este un parfum... Îl consider mai de vară, dar are persistența, performanța foarte bună, astfel încât poate să fie purtat și în alte anotimpuri. Este un ceai foarte liniștitor, un ceai cu lămâie și cu multe alte fructe. Și asemănător, deci pentru persoanele alea care nu doresc să miroasă într-un anumit fel, știți, categoria de persoane care nu prea suportă parfumurile, v-am vorbit de green tea. Mi se pare că acesta este varianta mai de nișă a green tea-ului, clasic de la Elizabeth Arden. Vorbim de acest Oolong Cha, doar că este mai persistent și mai fin ca miros, mai intens. Și de asta eu zic că ar putea fi și acesta un parfum semnătură, zic, bine mersi. Dar eu îl folosesc mai mult vara, vara chiar e foarte bun. La parfumurile de bărbați o să vă pot enumera câteva care mie mi se par ok a fi date cadou. Dacă bărbatul respectiv iubește parfumurile mai dulci, mai proiectante, că la bărbați asta contează să proiecteze foarte mult, să atragă atenția. Nu știu, m-aș duce pe un Stronger With You Absolutely, care e un miros mai interesant, deci are și intensitate, dar și miros. Dacă vreți foarte dulce și foarte intens, puteți Stronger With You, să încercați Stronger With You intensely, acela e de departe cel mai proiectant, cel care țipă, am venit, eu sunt dat cu parfumul respectiv. Dacă nu vreți așa ceva, vreți pentru tatăl vostru sau, nu știu, un domn mai în vârstă un pic, aș merge pe O Sauvage. Bine, eu l-aș purta și acum, l-aș da și pe un bărbat mai tânăr, nu contează, O Sauvage mie îmi place foarte mult, dar cred că profilul domnului căruia îi dați cadou acest parfum ar trebui să fie undeva ceva mai în vârstă ca să aprecieze acest parfum. Pentru un bărbat care vrea să fie mereu elegant, ar merge un Tom Ford Ombre Leather. Este foarte potrivit de dat cadou, mai ales dacă îl luați la 50 de mililitri, îl găsiți la un preț ok, îl puteți găsi mult mai ieftin decât altele de la Tom Ford, pentru că nu e în categoria aia scumpă, a parfumurilor scumpe de la Tom Ford. Bine, e și el scump, dar e un miros de, e o pielărie foarte fină, foarte manly, așa, foarte bine lucrat și nebunește așa, cam îți dă un aer de cuceritor, așa, dar un cuceritor, un domn cuceritor, deci nu vorbim aici de un puștan care vrea și să atragă atenția unor fete cu parfumul lui, da? Deci Tom Ford Ombre Leather nu e din categoria aia, eu vă zic așa, la cam ce bărbat ar merge. Și cam asta au fost, am zis de toate categoriile, am zis și pentru bărbații de pe acest canal, sau pentru femeile care vor să dea cadou parfumuri bărbaților din familie, din viața voastră. E dificil. E dificil de dat cadou un parfum. Din nou, nu recomand. Dați așa blind, fără să știți persoana. Hai să îi dau ceva. Dați altceva cadou dacă nu cunoașteți absolut nimic despre persoana respectivă. Nu vă recomand. Cel puțin eu nu v-aș recomanda să vă asumați acest risc. Bine, eu v-am lăsat. V-am pupat. Să aveți o zi bună și un început de decembrie reușit, să vă faceți toate planurile pentru Crăciun, că știu că noi deja începem noi. Eu clar sunt în febra
ce iau, ce cadouri iau, ce... Și așa că, da, mă mai uit și eu la clipuri care mă ajută în acest sens, să văd ce au mai găsit alții și așa mai departe. Da, bun, ne vedem marți cu un invitat surpriză pe care l-ați așteptat de mult pe acest canal. Și într-un final a revenit în forță. Hai, v-am lăsat, v-am pupat, ciao, ciao!